jumătate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, pe mulți bani în dimineața asta. Plecăm de la 300 de euro și mergem până la 2400. Nu depinde doar de noi, ci și de Diana. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Diana! Bună! Nu ești foarte... E foarte. E foarte. A? Ești prins în, mai... în jocul ăsta deja sau ai ceva emoții și... Cu siguranță am emoții. Un pic de emoții. Hai, povestește-ne despre tine ca să-ți treacă emoțiile. Păi, ce pot să vă zic, sunt din Botoșani. Da, soțul meu încearcă de foarte mult timp să se înscrie, de fapt se înscrie și încearcă să intre în direct cu dumneavoastră. Da. Și m-a înscris și pe mine în această competiție. Uh-huh. Și ești norocoasă? Eu, ești norocoasă de felul tău? De felul meu sunt norocoasă. Acum depinde și de noroc. Uh-huh. Dar ești și el cu tine? Este cu mine. Păi... Stați să vă salută. Salut, bună dimineața. Neața. Diana e talismanul tău. Cum îl cheamă pe soț? Sunt trăiți, Edi mă cheamă pe mine. Salut, e talismanul meu sau eu sunt eu cumva talismanul ei? Că de fapt eu fac înscrierile astea de vreun an de zile. Eu simt că Edi ar lua telefonul acum. Ar da un ce? Eu țin, nu te gândi că eu îl țin ea. Nu, eu o țin că eu țin. Nu vă certați, mă rog eu frumos, nu înainte de concurs. Hai să vedem, împărțirea răspunderilor la finalul concursului. Da, banii rămân în familie oricum. Absolut. Cum mai e cu tramvaiul în Botoșan? Tramvaiul în Botoșan nu mai există. Am renunțat la tramvai. Era o discuție pe fine. Pe partea de autobuze electrice. Cu ce vă ocupați, Diana? Lucrez în domeniul fondurilor europene. Ah, ce frumos. Oh, ce domeniu bun. Și Edi? Edi? Să zic că o să mă înjure ascultătorii voștri și nu o să fiu prea popular, așa că... Bugetar. Jandarm. Băi, tot, ai nimerit-o bine, dar mai rău decât jandarm. Polițist. Da, cam așa. Nu există, măi, de ce? Avem tot respectul și pentru jandarmi, da, categorie, da. Și care-i treaba. Nu vă simțiți. Poate că s-a înțeles, dar să știți că noi suntem răutăcioși, numai așa, că ne jucăm. În rest avem suflet bun. Da, și depinde de la caz la caz. Voi vă jucați tare des, am văzut, că sunteți ludice. Da. Bine, Diana, Edi, multă baftă, plecăm de la 300 de euro și de voi depinde să ajungeți tot mai departe astăzi. Doamne, hai, ajut, succes, atenție. Diana, tu trebuie să dai răspunsurile, da? Sigur. 300 de euro. Prima întrebare de astăzi a fost scrisă de George Zafiu. Simt o dezamăgire. Nu vă gândiți la Facebook sau ceva. Dacă să știți de unde vine. Păi ai zis mai de dimineață că o să aibă și George o întrebare și m-am gândit. Mă bucur că ați spus cu noi pe frecvență încă de atunci. Vă ascult un an de zile tot. Păi, numai pe prima mea dat-o, nu m-am calificat la 2, 3 și 4. Rău de tot. Hai să vedem. Bun, Diana. Cum îl cheamă pe actorul care l-a interpretat pe Kevin în Singura Casă 1 și 2? Macaulay Culkin. Aveți emoții mari, ha? Macaulay Culkin. Îți are întrebarea asta. Dacă nu mai apuca să spună altceva, Diana, și rămânea Macaulay. Și cum o jucai? Nu se ia în considerare chestia asta, se ia în considerare că a știut. De ce pui rău înainte? Da. Mulțumesc. Ai 300 de euro, Diana. M-am bulbuit. Un pic. Nu știam. N-are afaceri. M-am bulbuit de 200 de ori. Păi da. Pe asta conta și George, că și dacă ai văzut de foarte multe ori filmul, actorul, neavând multe alte roluri importante și având și un nume destul de greu, adică de reținut, nu era, să spui, Robert De Niro. Da. Da. Când a spus să spunem pe litere, știi? Da, acolo să știi că nu știam nici eu, nu știa nimeni. Cred că nici el nu știe să se semneze corect de fiecare dată. Așa. Bun, okay. Aveți 300 de euro. Dublăm? Dublăm? Claro. 600 de euro. Nu este o întrebare grea. Ar trebui să știți răspunsul fără mari probleme. Diana și Edi, pentru 600 de euro trebuie să ne spuneți a cui zeiță era Nike în mitologia greacă. Nike.
A norocului. A norocului. Ghinion. A victoriei. Luăm în considerare norocului. Noroc, victorie total. Victorie. A victoriei era. Da, măi, și a luat numele și o mare firmă producătoare de echipament sportiv. Adidas? Da, exact. Lui Nike. Diana. Da. Și Edi. E pare tare rău. Zeița... Ați răspuns corect, dar... Zeița norocului sau a sorții era Tihe. Tihe și fortuna la români. Da, la greci. Tihe. Nike. Așa. Zeița Victoria, ai răspuns corect, dar după ce a expirat timpul. Da. Am înțeles. Zeița pantofilor de sport. Da. Și a fost aproape. Ce ciudă mi este. Da, din păcate. Ne pare tare rău și ne sunteți foarte dragi, mai ales că ne ascultați cu regularitate și că vă înscrieți de atâta timp, dar poate, știi cum e? Au mai fost cazuri, poate o să aveți noroc să reveniți curând la dublu sau nimic. Și în dragoste, Bașca. În dragoste, cu siguranță aveți noroc, dar poate are, uite, vă înscrieți și poate data viitoare intră Edi și lucrurile sunt altfel. Și este mai prompt. Nu e adevărat. Că el era acolo. El a zis până la urmă că e zeița norocului. Bine, mulțumim tare mult, mult succes data viitoare. Asta înseamnă că mâine plecăm de la 400 de euro și putem duce până la 3200. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM. Deșteptarea.